Ne-am întors în a doua jumătate a emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. Ne continuăm discuția cu, permiteți-mi să spun, renumitul fermier călărășean Alexandru Baciu, ferma Baciu, vicepreședinte la PAR, un om care, o să o spun eu acum, s-a chinuit acum mulți ani și se chinuie în continuare să ducă mai departe afacerea pe care a pus-o la punct. Pentru că, da, agricultura, dincolo de pasiune, e o afacere cu profitabilitate, cu plan de afaceri, cu acces în piață și e foarte bine că așa rămâne. Discutam înainte de pauză, domnule Baciu, despre neștiința sau naivitatea unora care vorbesc de zootehnizarea României, un proces absolut necesar, dar nu există o bază științifică, nu există o strategie. Așa am ajuns să avem abator în vârful muntelui Omu, 100 de fabrici de lapte în jurul unei comune unde sunt 3 vaci, evident exagerez, și 2 fabrici de suc de roșii, știți unde? Înretezat, da? Asta ca să dovedească cât de mult se gândește în agricultură. Cum e acest lucru? Cuvântul ăsta, zootehnizare, noi știm ce înseamnă, chiar dacă nu e în dicționar. Va fi vreodată pus în practică în România? Cineva își va dori cu adevărat, în afară de fermieri, domnule Baciu? Zootehnizarea României este un slogan frumos. Este un slogan nemaipomenit de frumos, în general, în campaniile electorale. Dacă mi-aduc aminte, a fost făcută și o strategie de țară vis-a-vis de zootehnizare, sau mă rog, vis-a-vis de agricultură, unde zootehnia avea un rol aparte. Dacă vorbim de zootehnia României la ora actuală, ar trebui, zootehnia din România este foarte polarizată, în sensul că sunt ferme, sau mă rog, sunt animale, se găsesc animale în gospodăriile populației și acolo nu putem să vorbim de zootehnie la nivel comercial sau la nivel de performanță. Și zootehnia din fermele comerciale, unde, într-adevăr, dacă spunem că este fermă comercială, este o fermă cu angajați cu care respectă regulile de trasabilitate, deci toate regulile care le impun autoritatea sanitar-veterinară. Dar aveți foarte mare dreptate. Am făcut, dacă ne referim la abatoare, capacitatea României de abatorizare este mai mare de 300%, cred, undeva spre 400%, numai că s-au dat bani să se facă abatoare în zone unde nu erau porci, unde nu erau vaci, unde nu erau oi. Și atunci, ele acum sunt piese de muzeu. Unele din ele, din păcate, au fost făcute cu fonduri europene și n-au funcționat sau nu funcționează niciodată, că ăla care le-a făcut, a făcut prin ideea că va achiziționa ce? Lapte sau carne sau animale de unde, dacă acolo nu sunt animale. Este bine ce spuneți și cu fabricile pentru legume. România, până în 1989, era plină de aceste fabrici de procesare a legumelor. România are capacitate foarte mare să dezvolte și sectorul ăsta de legumicultură. Dar probabil că nu se vrea. Și mă întorc înapoi la zootehnie, fiindcă aici chiar știu despre ce vorbesc. S-au aruncat bani în programele în anii trecuți pe fondurile europene în exercițiu financiar până în 2020. S-au aruncat bani de multe ori care nu și-au utilitate. Că-s bani europeni, că nu-s bani europeni. Nu sunt, sunt banii noștri până la urmă. România este net contributoare la bugetul Uniunii Europene și banii aia care se întorc înapoi de la Uniunea Europeană până la urmă sunt tot ai noștri. Nu toți, dar o parte din ei sunt și ai noștri. Și atunci, dacă s-au făcut greșeli, atunci să știți că se fac în continuare și în nou, pe noua proiecție bugetară, se vor face aceleași greșeli. De ce? Sunt măsuri vechi cu bani noi. Dacă spunem măsuri vechi, trebuie să ne gândim la, să vedem în ce condiții au fost accesați banii respectivi. Cu 70.000 de avize, cu o birocrație excesivă, îți cerea negație că nu trebuie, de exemplu, îți luai tractor și cerea de la DSP negație că nu trebuie, mă rog, că nu trebuie un aviz. Sau nu mai știu de unde, care nu avea nicio logică pentru un tractor. Un fermier care își lua un tractor sau o combină, îi trebuia negație la negație. Se merge în continuare pe același tipic. Am participat la discuții, se vor lansa măsurile 4.1, 4.2 și 6.1 și chiar am participat la Ministerul Agriculturii cu unitatea de management
Și am ridicat următoarea problemă și am spus, domnilor, dacă vreți, că știți cum e, acum 2 ani de zile, vor fi 2 ani de zile cu cheltuirea banilor până în 2025. Dacă n-am cheltuit banii până în 2025, pierdem banii. Deci România va pierde acest bani. Corect. Și dacă vom pierde acești bani, să știți că nu îi vom pierde din cauza fermierilor. Îi vom pierde din cauza faptului că aceste, cum să vă spun, eligibilitatea nu va fi relaxată. Nu va fi relaxată. Nu avem și avem, eu îmi place să spun, aristocrația bugetară sau a funcționarului public. Dom'le, dacă ăla nu are nicio responsabilitate acolo, el e funcționar public și nu are nicio responsabilitate că nu se absorbă, banii ăștia nu sunt absorbiți, el ce spune? Dom'le, ca să-mi, cum să spun, să-mi am siguranța scaunului, bag 70.000 de hârtii și de hârțogăraie care eu nu ca fermier n-am timp sau mă rog, poate nici nu necesită să fac treaba asta. A fost discuția, vă dau numai un singur exemplu, să încurajăm, dacă ne referim la abatoare, să încurajăm pe cei care să facă abator, cel care are animale. Dom'le, ai fermă de porci și vrei să-ți faci un abator? Sau ai fermă de vaci de carne și vrei să-ți faci un abator? Dă-i voie să-și facă un abator. Aici dirigează banii. Sau o fabrică de lapte, da? O mică fabricuță. Vrem să facem lapte, vrem să facem brânză, vrem să facem cașcaval, iaurturi. Da? Dă-i voie celui care are materia primă. Dacă nu are materia primă, de ce lași să acceadă și ceilalți care... Chiar dacă unii spun, domne, păi da ce, nu mai e concurență, îl călcăm. Nu încălcăm niciun drept al nimănui. Este dreptul celui care are grâu, porumb, să-și facă moară, dacă are capacitate să ducă tot lanțul integrat, că despre asta vorbim, despre lanțul integrat, dacă are capacitate să ducă până în raft, până pe raft în magazin, dă-i ce ăstuia care poate să facă treaba asta. Că dacă îl îngrădești, de exemplu, ne îngrădește pe cooperative acum. Spune, domne, să iei 70% din marfă, să o iei de la terți. Păi de ce să o iau eu de la terți? Că dacă eu am făcut o cooperativă și am toată marfa în cooperativă, de ce trebuie să mai mă duci tu pe mine să mă plim să achiziționez de la terți? Sunt foarte multe aberații pe care funcționarii publici nu vor să le înțeleagă. Nu că poate unii sunt de rea intenție, dar v-am spus, este frica asta de a-și pierde scaunul. Ce nu semnez, domne, eu nu semnez așa ceva. La Ministerul Agriculturii sunt care practici de genul acesta. Bun, acum despre cum lucrează funcționarii publici putem scrie cărți. Împreună, separat, cum vreți fiecare. Domnule Alexandru Baciu, haideți să vă întreb așa. Și nu mă înțelegeți greșit. Nu vă simțiți sigur? Nu ajunge afacerea vorbesc de o cooperativă care e și pusă la punct. De ce a fost nevoie de acest pas? Ce va aduce? Siguranță? Mai mult acces în piață? Că de două piețe știu sigur că sunteți în domenii și în obor, fără niciun fel de problemă. Nu, da, cum suntem e cu această cooperativă? Trei piețe. Perfect. Suntem. Deci nu, am pornit ca să vă spun povestea acestei cooperative. Fiindcă tot am văzut așa că se zbat unii, că domne, că cooperative, că nu știu ce, că numai cei mici îi putem strânge în cooperative, că cei mari nu sunt interesați. Și atunci, cu câțiva colegi care nu sunt chiar așa de mici, sau mă rog, nu știu, eu nu pot să spun că sunt mici, mijlocii mari, cu câțiva colegi care au un portofoliu peste 1000 de hectare, am luat hotărârea să înființăm noi o cooperativă. 7 membri, am înființat o cooperativă mixtă. Mixtă, legând și partea de zooteinie cu partea de vegetal. De ce? Planurile noastre sunt mărețe și sper să nu fie precum castelul de nisip. Suntem legați de legislație tot timpul. S-a înțeles greșit legislația asta cooperatistă. Și se înțelege greșit și de către Ministerul de Finanțe. Sunt piedici foarte mari în a avea un dialog cu Ministerul de Finanțe vis-a-vis de cum funcționează partea cooperatistă. Și am luat hotărârea să înființăm această cooperativă. Chiar am înființat-o, ea de săptămâna trecută este funcțională și va fi funcțională. Și să vedeți efectul, să vă spun efectul acestei cooperative.
Tradițional, de câțiva ani buni, până să mă apuc de zootehnie, pe vegetal făceam grâu porumb și lucram cu câțiva traderi. Trei, îi numărăm pe jumătate de degete de la o mână. Mă sună unul dintre ei, acum știți, o nebunie în piață cu prețul cerealelor și îmi spune: domne, hai să vin, să-mi vin și mie, măcar, vinde măcar 1000 de kilograme de grâu pe hectar, că să-ți asiguri, cum fac ei povestea lor, să-ți asiguri preț, să-ți asiguri predictibilitate. Și am spus: domne, cu mare drag ți-aș vinde, dar uite, nu mai pot să-ți vând. El foarte contrariat: de ce? Păi eu nu pot să-ți mai vind eu ca firmă acum, că eu sunt, am făcut o cooperativă și trebuie să-i întreb și pe ceilalți colegii mei dacă vor să vândă la prețul care îi ofer tu. Și bineînțeles că am sunat pe colegi și a zis: nu mă, nu vindem, spune-i să ne dea atât. Și am cerut un preț și a zis: domne, eu nu pot să dau prețul ăsta acum și la celălalt, că noi nu suntem gard în gard cu cooperativa asta. Suntem unul la Fundulea, unul la Lecliu, unul la Slobozia, unul pe la Fetești. Și am zis: nu, zice, plouă la păi, nu, bă, n-ai înțeles. Tu cumperi acum de la o cooperativă și trebuie să dai preț unic. Nu mie îmi dai cu un leu mai mult și lua la altul care e de la Lecliu, îi dai cu un leu mai puțin. E problema ta cum te optimizezi cu transportul, cu profitul. Noi dacă vrem să vindem, vindem pe cooperativă. Și a zis: bine faceți. Nu, zice, nu pot să fac treaba asta. Bine, nu pot să faci treaba asta, nu vând. La a doua zi mă sună. Zice: domne, am vorbit cu șefii, zice, vindeți la prețul ăsta? Și am spus: bă, vindeam la prețul ăsta ieri, astăzi nu mai vindem. Deci asta înseamnă asocierea, asta înseamnă cooperativa. Putere. Putere și e bine că obțineți acest lucru. Domnule Alexandru Baciu, nu știu, printre rasele pe care mergeți dumneavoastră, de exemplu, Montbeliard, da? E o rasă pe care o cunoaștem. Ok, n-am nimic împotriva. Vă propun să discutăm puțin pentru vreo 12 minute despre mâncare în această a doua parte a emisiunii, pentru că am văzut recent o știre care îmi spunea așa că o firmă japoneză, în înțelegere cu un laborator din Israel, o să cultive vaci în copaci. Mă rog, e vorba de carne artificială. Da. Acum, noi suntem oameni, eu recunosc, sunt de felul meu, ca structură, mai țăran și nu în sensul rău. Da? Părinții mei sunt prima generație care au ajuns la oraș și eu simt că suntem țărani cu toții. Îmi plac tradițiile, îmi place gustul unei fripturi, îmi place mirosul de fum, nu mă deranjează mirosul de bălegar. Dom'le, cum o să miroase carne artificială? Iertați-mă, mă întreb și eu așa. Sigur nu o să miroase a petrol, da? Nu știu, o să aibă aceeași textură. Spre ce ne îndreptăm, domnule Alexandru Baciu? Pentru că e o luptă. Mereu s-a spus, nu putem hrăni. Ba da, putem hrăni și 7 și 8 și 10 miliarde dacă folosim agricultura în mod științific și fără să o constrângem, da, să producem numai mere eco, bio și naturale. Să producem pentru toți. Cum o să fie hrana de mâine, de peste o săptămână, hrana viitorului, domnule Alexandru Baciu? Vacile dumneavoastră vor avea microchipuri implantate? Se vor tăia singure? Cum va fi? Da, acum haideți să nu dramatizăm vis-a-vis de carnea sintetică. Eu o privesc ca o afacere. Ea a pornit așa ca o adiere de vânt prin anumite birouri, prin anumite medii și a zis, încet, încet a crescut precum un uragan. Este o afacere, trebuie să o privim ca o afacere. Numai că va avea adepți această carne sintetică, eu sunt sigur, sunt realist și privesc lucrurile de maniera că vor fi și adepți a acestei cărni sintetice. Dar, o să vedeți că dacă mâncăm carnea asta sintetică, dacă ea nu este testată suficient de mult precum carnea de... omenirea s-a născut cu vaca, a crescut cu vaca, a crescut cu porcul, a crescut cu grâu, a crescut cu... Deci omenirea nu cred că se va renunța așa de ușor la creșterea animalelor sau la consumul de carne ca atare, naturală. Vă spun, repet, din punctul meu de vedere, este o afacere. Numai că noi ne dorim, noi care ne ocupăm cu agricultura, această afacere să nu vină cumva peste capul nostru ca o impunere, știți? Să spună: domne, știți voi, de mâine nu mai creșteți animale, că uite, vă aducem noi în eprubete. Aici este pericolul cel mai mare.
Ați văzut că inclusiv la Bruxelles, la Comisia Europeană, la Parlamentul European, sunt curente care îmbrățișează acest aspect vis-a-vis de revoluția asta verde pe care vrea să o înfăptuiască Uniunea Europeană, ca și când am fi Uniunea Europeană sub un clopot și celelalte de jur împrejur nu au efect asupra noastră. Trebuie să ținem cont că noi agricultorii sau, mă rog, cei care trudim în agricultură, nu avem niciun interes să distrugem mediul, nu avem niciun interes să distrugem pământul, fiindcă este mijlocul nostru de trai, de subzistență, de existență, este acest pământ, minunăția asta de pământ pe care o avem. Da? Și atunci nu putem... Deci asta mi este mie teamă că să nu vină cu constrângerea asupra noastră mai multe decât putem să suportăm. Dacă facem o paranteză vis-a-vis de noua strategie a Uniunii Europene cu Green Deal-ul și Farm to Fork-ul, pe care mulți dintre noi fermierii din România o practicăm înainte de a apare acest concept. Vă spun la modul cel mai sincer. Prietenia asta cu mediul a unui agricultor se rezumă în munca lui de zi cu zi. De la furcă la furculiță la fel. Sunt fermier, de exemplu, eu pot să afirm că fac integrat de la furcă la furculiță în cele mai bune condiții. Și atunci, povestea asta cu carnea sintetică sau, mă rog, cu pastila sintetică, cu hamburgerul sintetic, nu spun că nu va avea adepți departe de mine. Cum știți că acum în lume vis-a-vis de vaccinare sunt curente să ne vaccinăm sau să nu ne vaccinăm, așa va fi și cu consumul de carne sintetică. Dar tabăra celor care vor vrea să consume carne naturală întotdeauna, așa înclin eu să cred, va fi mai mare decât a celor care vor să consume sintetic. Ca o dovadă că sunt mai mulți oameni care mănâncă așa cum s-a apucat din moși strămoși, veganii și vegetariani încă n-au devenit majoritari. Nu am nimic împotriva lor, să nu mă înțeleagă. Asta vreau să nu mă înțeleagă nimeni. Perfect. Domnule Alexandru Baciu, ați pomenit de constrângeri de Bruxelles. Ei bine, știu că pe culoarele de la Bruxelles se discută foarte mult despre poluare și combaterea poluării, inclusiv magazinarea carbonului. Și mă gândesc că ferma lui Alexandru Baciu, care crește vite, e un factor poluator. Vă gândiți să le dați pastile de cărbune medicinal animalelor ca să nu mai polueze atât de mult, fiind un absorbant foarte bun pentru gaze. Ce o să faceți? Pentru că sunt reguli care ne privesc pe toți, dar pe fermierii lovesc cel mai tare. Da, problema poluării în agricultură, dacă ne referim pe partea de zootehnie, nu putem să spunem că nu există. Este adevărat. Sunt niște studii făcute pe care eu personal nu le contest în totalitate, dar trebuie să vedem și ce fac fermierii din punct de care sunt profesioniști. De exemplu, eu nu m-am gândit când am început afacerea cu vacile, n-am făcut-o ca și un factor, să devină un factor poluator. Dovadă că eu chiar fac integrat, vreau să vă spun așa, dacă mi-este permis neacademic, fac puțin din palega de la vaci, sau cum spune românul, fac din rahat bici. Eu am făcut o stație de procesare a dejecțiilor, o stație de biogaz mai pe românește, o stație de biogaz, tocmai în ideea de a fi prieten cu mediul și de a face o gestiune a dejecțiilor de la aceste animale, de la ferma de animale, care să nu fie, să nu aibă, nu 100% să fie nepoluantă. Dar undeva la 85-90% ferma mea este nepoluantă și chiar cu această stație de biogaz, care într-un final probabil sper să fie și o afacere, deocamdată pentru mine a fost o pierdere din punct de vedere financiar. Am pierdut pe partea financiară, dar am rezolvat problema gestiunii dejecțiilor. Și am făcut această stație de biogaz, a venit Green Deal-ul acum, sau vine Green Deal-ul peste noi și sper ca onorata Comisie Europeană, onoratul stat român, să mă recompenseze într-o oarecare măsură prin faptul că nu poluez și că sunt prietenos cu mediul și dejecțiile care sunt procesate la temperatură înaltă
când ies din, după ce își fac ciclu tehnologic, le putem folosi ca atare. Dacă își fac o stație de epurare, apa respectivă o pot folosi industrial. Dar nu am interes, fiindcă fac fertilizare organică, deși și aici am o problemă. Când s-au stabilit normele de fertilizare, nimeni, deși în Uniunea Europeană sunt reguli pe direcția asta, în România nu s-au stabilit niște reguli și pentru cei care fac procesarea dejecțiilor. Și atunci sunt constrâns să aștept acele perioade de interdicție, deși ce rezultă din aceste digestoare nu mai are nicio problemă cu partea de nitriți și nitrați ca să poluăm solul și apele din pânza freatică. Și atunci așteptăm aceste perioade. Eu am făcut nenumeroase sesizări, numai că întotdeauna ni se pune în față, așa s-a negociat cu Bruxelles, așa s-a notificat Comisia, parcă Comisia aia, dacă ai notificat-o odată, nu mai poți să mai notifici de ori de câte ori ai o problemă. E adevărat, noi n-am fost buni negociatori și asta am permis să o spun ca unul care a văzut în timp rezultatele negocierilor purtate la Bruxelles. De multe ori au venit vorbe înapoi și apoi s-a dovedit că realitatea e alta. 3 minute mai avem, domnule Alexandru Baciu. Scurt, o să vă rog. Una din marile probleme în agricultură o reprezintă forța de muncă și predarea afacerii, da? La un moment dat. Dumneavoastră, vă loviți de vreuna din aceste probleme? Poate că vacile dumneavoastră se perie singure. Eu știu, nu mă pricep. Da, parțial se perie singure. Da, problema forței de muncă în România este o problemă acută. Și este o problemă, dacă ar fi să dezvoltăm acum, nu ne-ar ajunge timpul să discutăm 5 zile. Ea este legată, nu este legată de faptul că nu există forță de muncă. Forță de muncă există. Problema la noi vine de partea pecuniară, de ce salarii primește forța de muncă din agricultură. Noi am solicitat guvernului să facă o excepție și pentru lucrătorii din agricultură, în sens cum au făcut pentru cei din construcții, în sensul de a nu-i mai impozita atât de excesiv. Adică un 16% pe salariu, dacă nu-i mai iei celui din agricultură, înseamnă totuși niște bani în plus. Vă dau un exemplu, la un salariu de 4.000 de roni brut, nu poți să-i dai omul, când ia fluturașul, ia cu 2.200 sau 2.100 și ceva de lei. Dacă nu i-ai mai luat 16%, el ar lua, s-ar duce undeva spre 3.000 de roni aproape. Eu ar fi o creștere substanțială. Statul român impozitează munca și nu capitalul, din păcate. Și cea mai mare problemă pe care o are agricultura din România, vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, nu vine nimic din urmă vis-a-vis de partea de muncitori. Și dacă e de preluat o afacere, mulți dintre colegii mei fermieri care sunt de vârsta mea, au, marea majoritate au urmași și cred că mulți dintre ei vor prelua mai greu, dar vor prelua. Eu am 2 copii, am reușit să-i aduc pe amândoi lângă mine, mi-am adus și nepoței, am adus pe toată lumea, am crezut că vom îndeplini condițiile de fermă de familie, dar nu, n-am avut până acum niciun răspuns dacă sunt fermă de familie sau nu sunt fermă de familie. Da, este cea mai mare problemă. Domnule Alexandru Baciu, da, e greu. Sunteți așa, sunteți o fermă, sunteți o familie, numai că nu se îmbină cei doi termeni în viziunea autorităților. Mi-am permis cu voia dumneavoastră să vă întrerup pentru că se termină emisiunea. Ne-ar trebui 5 zile, știu, dar poate mai reușim într-o emisiune să ne mai auzim. Vreau să vă mulțumesc pentru timpul acordat emisiunii Agricultura, o șansă pentru România. A fost Alexandru Baciu, ferma Baciu din Călăraș și vă mulțumesc, domnule Baciu. Sănătate dumneavoastră. Mulțumesc. Și familiei și nepoțeilor și celor care ne privesc, o seară bună în continuare. Pe curând. O seară bună, mulțumesc. O seară bună. Bună seara.